Haideți să deschidem din nou la 2 Ioan, epistola pe care o studiem deja de două săptămâni, asta este a treia. Și să mergem mai departe, să vedem principalul lucru sau urgența pentru care apostolul Ioan, prezbiterul, cum se numește pe el însuși în această epistolă, a scris-o Doamnei și copiilor ei. Dar, așa cum am făcut și prima dată și a doua oară, din moment ce epistola este una scurtă și pentru a avea înțelegerea contextului, să o citim în întregime. Deci, cuvântul Domnului spune în 2 Ioan astfel. Prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe care iubesc în adevăr și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul, pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum, te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Că cine-i zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Aș avea să vă spun multe lucruri, dar nu voie să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Copiii surorii tale alese îți trimit sănătate. Amin. O epistolă care nu este lungă și, așa cum a spus, o epistolă personală, permanent domină nota asta personală, o epistolă care a fost scrisă cu puțin timp înaintea speranței, cel puțin, a apostolului Ioan să meargă la aceste persoane să le viziteze. Dar lucrul pentru care scrie nu mai suporta amânare. Deci trebuia să scrie această scurtă scrisoare pentru a îndemna spre un anumit lucru, pentru a avertiza în privința altul. Am văzut până acum, data trecută și acum două săptămâni, ne-am uitat la adevăr și la dragoste, în prima parte a epistolei. Acestea sunt îndemnurile în mare. Întâlnim și la a doua parte câteva îndemnuri pe care le vom vedea cu ajutorul Domnului săptămâna viitoare. Dar principalele îndemnuri sunt acestea. Stăruiți în adevăr. Umblați în dragoste. Înflăcărați dragoste. Vedeți, ei se confruntau cu o problemă și despre problema asta, despre învățătura aceasta greșită, vreau să vorbim astăzi. Și apostolul nu le răspunde, iată, la problema aceasta specifică, răspundeți în felul acesta. Iată exact, de la A la Z, ceea ce trebuie să credeți. Iată răspunsurile pe care trebuie să le dați tuturor învățătorilor falși care vă învață altceva. Nu le spune asta. Știți ce le spune? Versetul 5. Și acum te rog, Doamne, nu ca și cum ți-a scris o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și în loc să răspundă la o problemă doctrinară, cel mai puternic îndemn pe care apostolul îl dă este acela al iubirii. Și poate ne întrebăm, dar cum? De ce? Iubirea este ceva practic, nu? Credința este
în sensul acesta, lucrurile crezute. Reprezintă ceva teoretic, care are, se revarsă în practic, în trăire, dar este teoretic, lucrurile pe care le crede. Cum? La ceva teoretic se răspunde cu ceva practic, care pare atât de diferit. Ceea ce ne învață este următorul lucru. Că între dragoste, agape și adevăr există o legătură care nu poate să fie separată. Cine are dragostea de sus, acela are și adevărul. Și cine are adevărul, cine a descoperit adevărul, acela iubește. De ce? Că și dragostea și adevărul au aceeași sursă. Dumnezeu. Și Dumnezeu nu lucrează doar în mintea omului ca să-i descopere anumite învățături. Dumnezeu lucrează și la nivel practic. Și lucrarea sa la nivel practic, lucrarea sa în inima omului, întotdeauna rezultă în roada Duhului, în dragoste, în bucurie, în pace și așa mai departe. De aceea insistă pe dragoste, fiindcă, vedeți, acei amăgitori despre care spune în versetul 7 și pe care o să vedem puțin astăzi, nu au dragoste. Ei veneau cu o anumită teorie, ei veneau cu o anumită gnoză, da, cunoaștere, spuneau ei, dar n-aveau dragoste. Iuda și Petru îi numește nori fără apă. N-aveau consistență. Tocmai de aceea, spune apostolul, insistați pe dragoste. Stăruiți în ea. Stăruind în dragoste față de Dumnezeu, față de aproapele. Viețuiți după poruncile Lui. Poruncile Lui, cuvintele Lui sunt adevărul. De aceea, relația aceasta. Insistați pe dragoste. Insistând pe dragoste, când Duhul lui Dumnezeu produce din belșug roadă în voi, este același Duh care descoperă adevărul, care ne călăuzește în tot adevărul, care este în noi și rămâne cu noi în veacă. Observați, și cum am observat deja în versetul 2, Domnul Iisus spune în Ioan 13, dacă mi-aduc bine aminte, despre Duhul Sfânt, că zice, va rămâne în voi și va fi cu voi în veac. Ioan vine și spune după câteva decenii bune, adevărul rămâne în noi și va fi cu noi în veac. Arătând că, de fapt, lucrarea Duhului este cea de descoperire a adevărului. Dragostea și adevărul care merg mână în mână. Acestea sunt îndemnurile cele mai puternice, cele mai motivante din această epistolă. O să vedem și alte câteva foarte practice, foarte specifice la nevoia respectivă. Dar prin faptul că Ioan răspunde problemei, unei anumite probleme, spunând dragoste, căutați, stăruiți în dragoste. Asta v-am spus de la început. Epistola lui are aplicabilitate universală. Și asta, dragostea, este unul din testele prin care putem să cunoaștem dacă cineva ne vorbește adevărul sau nu. Nu este singurul. Mai avem alte norme, scriptură, alte teste. Dar, în primul rând, aplicăm testul ăsta. Are dragoste? Nu. Atunci este stânca ascunsă, piatra ascunsă la mea de dragoste. Este un nor fără apă. Dacă are dragoste, putem să ascultăm mai departe și să cercetăm mai departe cu cuvintele vieții veșnice, cu scripturile. Bine. Ajungem la versetul 7, unde traducerea noastră spune că ce în lume s-au răspândit mulți amăgitori. În greacă spune au ieșit. Este același cuvânt sau sinonim asemănător cu cel folosit în 1 Ioan, tot de același autor, 2:19, unde spune ei, anticriștii, au ieșit din mijlocul nostru. Dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, nu, ar fi rămas până la capăt alături de noi. Și tocmai că ieșirea lor a arătat că erau de o altă natură, una diferită. Și întorcându-ne la versetul nostru, în lume au ieșit. Arătând faptul că
dintre ei au ieșit și acum veneau cu o învățătură ca să-i atragă și pe alții de partea lor. Mulți amăgitori, nu unul, nu doi, ci mulți. Și întotdeauna lucrarea pe care Satan a făcut-o era aceea de distrugere, de rupere. Exact ceea ce spunea Apostolul Pavel în Fapte prezbiterilor din Efes, dacă ne aducem aminte. Știu că după plecarea mea se vor gâri între voi lucrători care nu vor cruța turma. Ei, asta încerca Satan să facă dintotdeauna. Și principalul mijloc pe care l-a folosit a fost învățătura mincinoasă. Au ieșit mulți. De care? Cum îi numește apostolul, prezbiterul? Spune amăgitori, înșelători. Înșelători. Și mai departe continuă și spune care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Deci, prin aceasta a născut, făcea diferența concretă, vizibilă, între cel care avea învățătura corectă și cel care amăgea sau înșela. Noi avem verbul vine la timpul prezent. În greacă este un prezent activ, un prezent continuu, venind în trup. Și nu arată spre viitor, spre a doua venire a Domnului. De fapt, era aceeași problemă, erau aceiași oameni pe care îi întâlnim și în 1 Ioan, care învățau că Domnul Iisus ca Dumnezeu nu putea să îmbrace o natură umană. El a fost văzut asemenea unui om, dar la fel ca un înger care, de exemplu, e văzut ca un chip de om, dar nu este om. Și, de fapt, cei care l-au văzut, au văzut doar o viziune a lui. El nu s-a născut cu adevărat. Ei negau incarnarea, da? Întruparea Domnului. Ioan vine de la început, de la în Evanghelia sa și tratează problema asta și spune cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. În 1 Ioan 1:1 vorbim despre aceiași oameni. El spune și încurajează pe cei cărora scrie ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri. Nu cu ochii minții, nu o halucinație, nu o viziune, nu o părere, ci ce am văzut cu ochii noștri. Și merge mai departe, ce am privit, poate că mi se pare cum am văzut și am privit, sensul de privire acolo era acela de dorință, de a vrea să pui mâna, a vrea să-ți înșușești ceea ce vezi. Și asta a fost sentimentul lor când l-au văzut pe Iisus. Și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, arătând că Iisus a venit în trup. Nu a fost o părere, nu a fost o nălucire. S-au mai speriat ei după înviere și au crezut că era o fantomă, o nălucă, nu cum spunem români. Nu, și domnule, arată, puneți mâna aici. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh, dar care și oameni, nu mănâncă. Asta a fost unul din motivele, dacă stăm să ne gândim bine, a fost unul din motivele pentru care Domnul și-a luat un grup ca să fie cu el tot timpul. Apostolii sunt cei care l-au văzut în toate ipostazele vieții. Și când era obosit, și când era flămând, și când era sete, și l-au văzut. Și când s-a certat în templu, și tot timpul. L-au văzut. De ce? Le spune Domnul mai târziu ca ei să fie martori. Martori oculari. Asta vine Ioan și spune... Ceea ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, ceea ce am auzit cu urechile noastre. Nu într-o vedenie, nu într-un vis de noapte, nu într-o nălucire, nu într-o halucinație. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a fost real, a fost o persoană reală care a stat între noi. Și în 1 Ioan 1:2 spune, deci, versetul 3 de fapt, ceea ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Cu cine? Cu noi, cu apostolii, cu cei care l-am văzut.
Asta e învățătura. Prima lovitură și nu ultima, și în mod constant, loviturile cele mai importante pe care Satan a încercat să le dea poporului Domnului a fost lovitura în învățătura persoanei și a lucrării Domnului Iisus Hristos. Și gnosticismul acesta despre care vorbim a fost una din primele lovituri. Și Ioan răspunde. Iisus a fost o persoană reală, a fost om cu adevărat. Fiindcă ei, negând întruparea, știți ce negau, de fapt? Ei nu credeau că Dumnezeu putea să moară. Negau, de fapt, Golgota. Negând Golgota, se nega ispășirea. Negând ispășirea, nu putea să existe iertare. Deci fără vărsare de sânge nu este iertare. Dacă Dumnezeu, dacă Fiul lui Dumnezeu nu a murit pentru păcatele noastre, nu suntem iertați. Atunci, tot ceea ce El a făcut a fost să dea un exemplu oamenilor. Atât. Dar Domnul a făcut un mandat. Vedeți cât de periculoasă era această învățătură? Și în aceasta lovește Ioan, ca martor ocular al acestor lucruri. Întorcându-ne la 2 Ioan, spune amăgitorul. Amăgitorii sunt cei care nu mărturisesc că Iisus Hristos, care pe Iisus Hristos ca venind în trup. În același timp, Ioan lovește și în cei care spuneau că Iisus este doar un om, că nu este Dumnezeu, fiindcă nu la întâmplare, în această scurtă epistolă. Și mai mult în 1 Ioan, insistă, spune de exemplu Ioan că cine are părtășie cu noi, are părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Nu înseamnă că sunt doi Dumnezei, nu înseamnă că nu înseamnă politeism acolo. Deloc. Arăta spre distinția aceasta în Dumnezeu. Fiul care și-a luat trup, care a venit și a murit. Omul Dumnezeu, Dumnezeul om, singurul mediator, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și spune, iată amăgitorul. Este, iată, anticristul. Ioan folosește singularul aici, poate să fie tradus amăgitorul sau iată un amăgitor, iată un anticrist. Dar nu era unul singur. Că zice, sunt mulți amăgitori care au ieșit, care s-au răspândit pe lume. Ei, dar folosește singularul pentru ca fiecare persoană care spunea Iisus Hristos nu a fost om sau Iisus Hristos nu a fost Dumnezeu. Putea să fie identificat de ei, iată un amăgitor, iată un anticrist. Expresia de anticrist o găsim numai în scrierile lui Ioan. Și anticrist poate însemna în principal două lucruri. Cu câteva nuanțe putem să dezvoltăm mai mult, dar două lucruri. Anti poate să însemne împotriva lui Hristos, și anti poate să însemne și în locul lui Hristos. Toți cei care lucrează, cei care atacă lucrarea și persoana Domnului, sunt anticriști în sensul că lucrează împotriva lui Hristos. De fapt, toți cei care lucrează împotriva Bisericii lui Hristos, toți cei care lucrează împotriva copiilor lui Dumnezeu, sunt anticriști. Lucrează împotriva lui Hristos. Căci toți cei răscumpărați au fost dați de către Tatăl Fiului, aparțin Lui. Și Hristos se identifică cu ei. Cum i-a spus și lui Pavel, de ce mă prigonești? Cum te prigonești, Doamne? Pe mine mă prigonești. Deci toți cei care lucrează împotriva
adunării lui Hristos, toți cei care lucrează împotriva copiilor lui Dumnezeu, cei răscumpărați, lucrează împotriva lui Hristos și în sensul acesta sunt anticriști. Ei, va veni însă unul, după cum ni se arată în Scripturi, care va fi anticristul. În 1 Ioan, Ioan vorbește despre Duhul lui Anticrist. Ei, Duhul lui Anticrist este acel duh satanic care îi animează, care îi împinge, care îi controlează pe toți cei care lucrează împotriva lui Hristos. Și Duhul acesta va poseda odată o persoană care va fi numită Anticristul. Și acela va fi, se va așeza ca fiind Hristos, se va da drept Hristos. Va fi în locul lui Hristos. Expresia în sine nu exclude, din greacă, nu exclude faptul că poate să fie o succesiune de anticriști. În sensul că întotdeauna există, există un anticrist mare în fiecare epocă și mulți mai mici. Dar știm că există, va veni unul, numit de Ioan Anticristul, numit de Pavel omul fără de lege. Și rămânem aici, fiindcă nu-i subiectul nostru acum lucrurile viitoare sau eschatologia. Iată amăgitorul, iată anticristul. Când auziți pe cineva că spune lucrurile acestea, să știți că este amăgitor, să știți că este anticrist. Că nu Hristos lucrează prin el. Oricine, spune în versetul 9, oricine o ia înainte și nu rămâne, nu stăruiește în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Din nou, se referă la ceva specific acum. La învățătura despre natura lui Hristos. Faptul că Hristos a fost și om și Dumnezeu. Om 100%, Dumnezeu 100%. Cine nu rămâne în învățătura aceasta, n-are pe Dumnezeu. Știți ce arată lucrul acesta? Exact ceea ce discutam săptămâna trecută. Relația aceea între dragoste și adevăr. Nu poți să fii plin de dragostea lui Dumnezeu și în același timp să înveți contrar Scripturii, să înveți minciuni, să lupți împotriva lui Hristos. Învățătura adevărată este importantă. Este importantă. Și trebuie întotdeauna să căutăm cu stăruință să aflăm din Scripturi. Asta e sursa. Duhul care lucrează împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu. Relația dintre dragoste și adevăr. Ambele sunt la fel de importante. Cunoștința adevărului, luată independent de dragoste, îngânfă. Dragostea împreună cu adevărul. Ce face? Zidește. Spuneți adevărul în dragoste. Sau fiți credincioși, fiți fideli adevărului în dragoste, spune Pavel. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, spune Ioan, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, în sensul că nu merge înainte, o ia înainte, o ia pe delături. Nu rămâne în făgașul acesta, în matca aceasta. Cine vrea să meargă în alte fărți. Noi trebuie întotdeauna să căutăm să mergem înainte, să învățăm mai mult, să experimentăm mai mult, să trăim mai mult, să viețuim, ca să folosesc expresia din versetul anterior, mai mult după poruncile lui. Dar niciodată să nu urmăm stânga sau la dreapta. Și niciodată să nu dăm înapoi. Cine rămâne pe făgașul acesta, în învățătura aceasta, spune, are pe Tatăl și pe Fiul. În 1 Ioan spunea, are părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Arătând din nou diferența între Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos. Nu o diferență de, în sens, doi Dumnezei. Și din nou repet lucrul acesta. Scriptura e clară în ce privește monoteismul, în ce privește singurul Dumnezeu adevărat. Nu la asta se referă. În același timp, când înțelegem
învățătura Scripturii despre Dumnezeu Tatăl, înțelegem învățătura despre Fiul Său. Când înțelegem învățătura despre Fiul Său, înțelegem învățătura despre Tatăl. Mergând la 1 Ioan, când avem părtășie cu Dumnezeu, cu Tatăl, avem părtășie cu Isus. De ce? Relația dintre Tatăl și Fiul este atât de strânsă, atât de apropiată, atât de armonioasă, încât este impus, nu poți să spui că ai părtășie cu Tatăl, nu ai cu Fiul. De asta Domnul spune, eu și Tatăl una suntem. De asta spune lui Filip, Filipe, dacă m-ai văzut pe mine, l-ai văzut pe Tatăl. Nu înseamnă că Tatăl și Fiul e același lucru. Nu înseamnă că numele Tatălui e Iisus. Și asta învață Ion. Există o diferență pe care cei care rămân pe făgașul acesta, în învățătura acesta, o înțeleg. E un mister. E greu de înțeles, dar nu imposibil. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. Cruzat lucru. Să îl ai pe Dumnezeu. Să-l ai în tine, să-l ai cu tine, să rămână cu tine. Ai adevărul, adevăr despre care spune Ioan în limbajul pe care Domnul folosește pentru Duhul. Rămâne în noi. Este în noi, rămâne cu noi. În viață. În versetul 3, făcând legătura cu versetul 9, Ioan folosește acea binecuvântare apostolică, harul, îndurarea și pacea să fie cu voi. Dar folosește expresie unică, fiindcă și Pavel spune din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea lui Iisus Hristos sau Domnului Iisus Hristos. Ioan vine cu ceva nou și aruncă o lumină suplimentară asupra lucrului care era tocmai atacat de acești amăgitori, de acești anticriști. Și spune, din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui. Și expresia asta nu se mai găsește nicio binecuvântare pe care apostolii o vedeau. Iisus Hristos este Fiul Tatălui. Și trebuie să înțelegem că nu este tot una. Tatăl, Duhul, totuna. Nu. În același timp, nu este separat. Nu este diferit ca natură. Nu este inferior. O spun unii. Aceasta este învățătura cu privire la Hristos. Cu privire la natura sa. Faptul că este om și este Dumnezeu în același timp. Ioan spune, cine rămâne în învățătura aceasta, îl are pe Tatăl și are pe Fiul. Este o învățătură extrem de importantă. Atât de importantă în care spune Ioan, cine nu rămâne în ea, nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu-L are pe Dumnezeu. Cine spune că Iisus nu este om, sau cine spune că Iisus nu este Dumnezeu, acela are în el Duhul lui Anticrist. Spune în 1 Ioan 4, prin aceasta cunoaște Duhul lui Anticrist, nu? Care mărturisește că Iisus nu vine în trup. Din nou, vedem atacul care ar trebui să facă față creștinii și răspunsul pe care Ioan îl dă, răspunsul general, stăruiți în dragoste. Stăruiți în dragoste, descoperiți adevărul și puteți să stați tari pentru el. Data viitoare, cu ajutorul Domnului, vom vedea ultima parte și cum anume, specific la această învățătură și vom vedea aplicațiile și la altele, vom vedea anumite principii, cum trebuie să ne comportăm atunci când avem în față, când întâlnim învățători mincinoși, care lucrează împotriva lui Hristos, stăpâniți de Duhul lui Antichrist. Până atunci, cu ajutorul Domnului, în săptămâna care ne stă înainte și în viața care ne stă înainte, să stăruim în dragoste. Căci cel care a sădit dragostea în noi, care a turnat-o în noi, acela este cel care zi de zi și pas cu pas ne descoperă adevărul său și ne conformează adevărul său. Să stăruim
în dragoste să viețuim după poruncile Lui și așa să fim siguri că vom cunoaște și adevărul. Amin.